Salut și bun, am regăsit la un nou episod. Scuze că am citat așa un pic pe gânduri, dar m-am gândit cum să vă atrag mai mult. Așa, deci știți că v-am spus în episodul anterior că nu am mai făcut și pe ianuarie, așa că am făcut acum în februarie 2. Acesta este de pe luna februarie, iar eu, cum vedeți, sunt îmbrăcată sport, dar o mică problemă. Eu m-am îmbrăcat sport, iar acestea sunt elegante, dar mereu sport. Așa. Ce vreau să vă mai spun este că în această lună vor urma mai multe videoclipuri. Cum v-am spus și în videoclipul anterior, vă voi lăsa linkurile jos ca să intrați repede și pe acela, ca să nu pierzi niciodată o carte minunată de citit. Aceste două cărți sunt din aceeași serie. Cronicile Rosewood. Scuze dacă nu pronunț bine. În aceste cărți e vorba de Lottie și Ellie. Dar pentru că nu se aseamănă așa mult între ele, voi vorbi separat de fiecare. Acesta este primul volum. Prințesa sub acoperire. În acest volum, una dintre aceste fete se va deghiza. Dar știți ce? În loc să vă spun eu și să nu înțelegeți nimic, vă voi citi chiar descrierea de pe spate ca să nu vă pun să citiți voi. Îndrăgostită de bazme, Lottie Pumpkin, nu știu să citesc engleză, sorry, o fată orfană dintr-un orășel de provincie, și-a dorit dintotdeauna să fie o prințesă bună și curajoasă, asemenea eroilor din poveștile ei preferate. Povești. Din nou, povești. Eu și poveștile. În capătul celălalt al Europei, Ellie Wolf, prințesa rebelă a Moldovei. Deci o să, din Maradovei o să transform Moldovei. Ok? Eu și Moldova, eu, provincia mea, eu. Ok. Își împarte timpul între plictiseala vieții de la palat și escadele sub acoperire în lumea adolescenților obișnuiți. Atunci când destinul le aduce în aceeași cameră la Rosewood Hall, din una dintre cele mai prestigioase școli din Anglia, avantajele unui schimb de roluri par aproape de la sine înțeles. Dar pentru prințese, lumea este un loc plin de primejdii, iar adăpostul zidurilor seculare ale școlii, cineva le pândește fiecare pas. Deci cam așa este vorba de această carte. Eu încă nu am reușit să o citesc pe toată, deoarece am foarte multe cărți de citit, de asta nici n-am putut să vă explic eu mai mult, dar am citit din ce în ce și îmi place din ce în ce mai mult. Așa că vi-o recomand cu tot dragul. Următoarea carte este volumul 2, în care mie mi-a plăcut super mult. Știu că aceste două cărți nu au imagini, dar mie mi-a plăcut ceva foarte mult la ele. Ideea e că la final, această carte are un cântec pe care aș vrea tare mult să-l descifrez și să aflu de unde și ce provin. Ne putem da seama care este volumul 1 și volumul 2 după această parte din carte pe care o am amândouă și că fac parte din acea serie. Aici jos ne spune exact despre ce e vorba. Mie îmi place oricum foarte mult cum sunt decorate și chiar le dau nota 10 numai pentru decorul acesta absolut minunat. Așa, să vă citesc și descrierea la această carte. Când se întorc la Rosewood după vacanță, Lottie și Ellie speră că după evenimentele dramatice din primul an vor avea parte de un trimestru liniștit. Dar la renumita școală se întâmplă lucruri teribile, iar elevii sunt otrăviți. Oh my God! Să fie oare tot mai aproape amenințarea organizației secrete
Citiți voi. Leviten ceva. Ceva. Lotii și Eli sunt hotărâte să descopere vinovatul, dar primejdile le pândește după colț. Deci, cum vedeți, acestea nu se termină doar la două serii, ci în trei. Așa că abia aștept să apară și a treia carte, care imediat ce apare, vă voi prezenta eu în videoclipurile mele. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați un like, subscribe, un comentariu în care să-mi spuneți ce cărți ați mai vrea să vedeți sau alte videoclipuri și v-am pupat. Pa!